Pentru a reface ecosistemul forestier, oamenii Fundației Conservation Carpathia cresc în cele 9 pepiniere și cele 2 solarii pe care le dețin specii care lipsesc din păduri. Aceștia plantează puieți fără valoare din punct de vedere comercial, însă extrem de importanți pentru biodiversitatea locului. Astfel, ei au reușit să încheie anul 2020 cu plantarea de puieți pe 87 de hectare din munții Făgăraș. Am continuat lucrările de refacere a unor zone afectate în trecut de tăieri neconforme legislației silvice. Sperăm să mai avem posibilitatea, ca și în următorii 2, 3, poate chiar 4 ani, să finalizăm ceea ce am început. Încet, încet, pădurile României redevin ce au fost odată, o arată ultima evaluare a Institutului Național de Statistică. Astfel, suprafața pădurilor în România a crescut în 2019 cu peste 9.000 de hectare față de anul precedent. Pădurile reprezintă 97,5% din fondul forestier național, iar suprafața regenerată a scăzut cu 9,6%, adică cu peste 2.500 de hectare. Avem suprafețe mai mari de pădure datorită împăduririlor și introducerii terenurilor degradate în fondul forestier. În funcție de specie, un puiet se dezvoltă între 3 și 5 ani, la care se adaugă încă 5 ani de îngrijire.